în acest episod. O să retapițăm volanul, așa cum ați văzut și în descriere. Am luat recomandările voastre din mesaje și din comentariile episodelor anterioare și am ajuns la cei de la teaser.ro, filtrând așa prin ce au făcut ei în background, niște super mașini, o să vedeți pe contul lor de Instagram, o să pun eu aici undeva, sau undeva aici, sau undeva aici, nu știu. O să vedeți alte proiecte pe care ei le au și, desigur, să vedem în ce stare este volanul nostru, pentru că el arată destul de nasol. Nu știu dacă este și structura afectată, o să vedem. Și înainte să alegem designul, pentru că o să-i las pe ei cumva să facă treaba asta, o să vorbim cu Răzvan mai multe lucruri pe care ei le fac aici, unele foarte interesante, au centuri colorate. Mergem și vedem, dar înainte să mergem, punem masca. La voi să facem volanul și le-am spus oamenilor că voi faceți multe lucruri interesante, nu doar volane. Da, e un capitol foarte vast aici ce facem noi legat de interioare. În primul rând, la volane avem o varietate foarte mare. Facem volane din carbon, diferite tipuri de carbon, culori diferite la carboane, forme diferite la volane, cum este acesta de BMW, mai groase, teșite, originale, făcută conversia cu carbon, piele, alcantara, airbag-uri îmbrăcate, volane full alcantara, conversii de volane, trecem de la modele vechi la facelift-uri, cam orice țin de volane putem face, dar facem și multe alte lucruri, centuri, care avem culori variate. Avem un paletar foarte vast de culori. În rest facem interioare complete de mașini, scaune, borduri, tapiserii, de plafon, tot ce se poate într-o mașină, mochete. Sunteți dedicați pe un anumit tip de tapiserie sau faceți interioare de tot felul? Adică și retro, și noi? Orice. Am făcut mașini din anii 50-60 și mașini 2020. Absolut orice. Tot ce ține de interioare de mașini am făcut până acum. Mi-ai zis mai devreme că ați schimbat forma unui volan. Ce implică chestia asta sau cât de complex e să faci? Mi-a arătat un volan de BMW. Da, avem și încă unul aici dat jos. Se modifică toată structura lui. Rămâne partea de rezistență a lui, a volanului, după care se aplică o altă formă mai groasă, mai ergonomică, după care se îmbracă cu carbon, după care se vine cu pielea. Dar zi-mi un pic, cât durează să retapițezi un volan pe forma lui standard? Pe forma lui standard, de la 4 ore până la 6-7-8 ore, în funcție de complexitatea volanului. Adică eu o să am volanul gata într-o zi? Da, cu siguranță. Vii dimineața, la prânz pleci cu el gata. Perfect, perfect. Da, de exemplu, dacă aș vrea să fac tot interiorul la Jeep, dacă am eu vreo nebunie de asta, cam cât ar dura? De la 2 săptămâni până la o lună de zile, în funcție tot la fel ce se dorește. De câte piese sau în funcție de materiale? Nu, câte piese, că poți face doar scaune sau poți te-a pus să faci un bord, să faci fețe de uși. Ok, vreau să te întreb acum de legat de materiale, că mi-ai zis că materialul pe care voi îl folosiți, tipul de piele, este unul mai special, mai premium. Lucrăm doar cu piele naturală, de cea mai bună calitate, avem vreo 3 furnizori premium de piele. Pentru volane avem pielea specială de volane, pentru tapeserii la fel avem rezistentă la temperaturi, la îngheț, la dezgheț, în speciale auto. O piele Napa sau
de aceea care are o textură pentru modele mai vechi, care se poate perfora în diferite modele pentru fiecare brand, că Audi vine cu o perforație, Mercedes cu altă perforație și vă puteți să faceți pe comandă orice. Văd atâtea modele de volane și de centuri, adică pentru fanii BMW au aici. Nu mai, de la BMW. De unde vă luați inspirația? Adică mi se pare destul de greu să nu te repeți de fiecare dată cu un volan. De unde vă luați inspirația? Sau lucrați cu un designer? Lucrați cu clientul foarte mult? În primul rând, clientul când vine, stând de vorbă cu el, discutând cu el, ne dăm seama cam ce și-ar dori. Chiar dacă nu știe să ne schițeze cu adevărat ce își dorește, reușim cumva să-i dibuim dorințele. Și de la ce își dorește el, de acolo noi dezvoltăm și facem ceva ce până acum n-am avut niciun client care să nu fie entuziasmat la sfârșitul proiectului. Eu abia aștept, adică nu știu, de acum sunt entuziasmat, numai că încep să fac volanul. Sunt tare curios cum o să iasă și vreau să te întreb, să le spui și tu mai exact. Eu le-am zis că voi sunteți pe Instagram, dar cum sunteți pe Instagram? Cum vă pot găsi oamenii? Teaser.ro, ne găsesc pe Instagram sau la sediul nostru, în Otopeni. Presupun că adresa e acolo în cont. Este trecută pe Instagram și contact, număr de telefon de contact, toate detaliile sunt acolo. Ok. Zi-mi un pic, de cât timp sunteți voi pe piață? Adică, de cât noi, timp? Partea asta de interioare, suntem de vreo 4 ani pe piață. Ne-am dezvoltat mult mai puternic în ultimii ani din domeniul ăsta, dar toți oamenii care lucrează la noi au experiență de minim 10 ani în domeniul acesta. Ceea ce e un mare avantaj. Da, sunt niște oameni foarte buni în domeniul acesta. Mi-ai zis mai devreme de Instagram și mi-am luat aminte că eu pe contul vostru, da, am văzut niște super caruri. Adică mi-a fost așa un pic când v-am scris, că ziceam, bă, eu am un Jeep din 1900 toamna. Dar faceți doar supercaruri, adică faceți și... Nu faci doar supercaruri, cam cine vine la noi, într-adevăr, în parcare găsește numai Ferrari, Lamborghini, McLaren, tot ce îți poți imagina. Dar avem clienți cu mașini normale, Hyundai, Audi, BMW, Volkswagen, avem toată clientela. Nu... Mai zi-mi repede, așa scurt, înainte să mergem să vedem exact procesul de a reface volanul. Zi-mi care a fost cel mai complex proiect pe care voi l-ați avut? Ultimul care, de fapt penultimul care am avut complex și ne-a plăcut foarte mult, a fost un McLaren. Mi-ai zis tu de carbon. Văd aici că aveți carbon roșu. Care, da, e povestea sau care e ideea? De obicei toată lumea sus își face linia aceasta la ora 12, se zice, roșie, albastră, cum avem și pe volanele acestea, din piele făcută. Dar fiind un volan de carbon, am vrut să arătăm că se poate face chiar mai mult și am pus carbon roșu în centrul volanului. Acesta este un volan de S63MG cu carbon Pagani. Este un carbon mai rar folosit, dar este absolut spectaculos în mașină. Și ce alte tipuri de carbon mai sunt? Cam mai acesta curios. Este carbonul clasic pe care îl vezi cam pe toate mașinile. Carbonul de Porsche, carbonul de Ferrari cu o textură foarte fină. Din păcate nu avem unul acum expus, că abia l-a predat clientului. Și mai sunt carboane de culoare albastră, galbenă. Se pot face foarte multe modele. Și uite, mi-a venit acum în cap că mi-ai zis diferite tipuri de carbon și mi-ai zis de carbon de Pagani, carbon de Porsche. Pielea este la fel? Adică fiecare brand presupun că are o altă textură de piele. Voi puteți să faceți matching sau aveți o piele? Da, noi avem cataloge de unde comandăm strict pentru fiecare brand pielea care a venit mașina din fabrică. Culoarea, textura este 1-1 cu cea venit mașina din fabrică. Cool. Și noi la Jeep ce o să punem? Păi o să mergem cu o piele neagră în apa, în partea de sus și de jos, și pe lateral o să mergem cu o piele îmbosată pentru o aderență mai bună la mâini și pentru un design mult mai frumos. Îți arăt un volan care l-am făcut pe un X5 recent. Oh. Uite tu că eu rămân aici. Eu rămân aici, e ok. Tot așa carbon, piele îmbosată, le-am făcut niște accente roșii. Am îmbrăcat în alcantara și spatele volanului și trimul, cusătura de M. Am vopsit trimul negru lucios. Nice.
fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și ați văzut lucruri interesante legate de procesul de refacere a volanului, ce înseamnă să schimb pielea pe un volan, faptul că băieții au pus piele chiar și pe partea de airbag a volanului, ceea ce mi se pare foarte interesant. Ați văzut acolo un aparat ce subțiază pielea foarte mult, pentru ca airbag-ul, în caz de Doamne ferește se întâmplă ceva, să poată să spargă materialul și să-și facă treaba așa cum trebuie. Acesta a fost episodul numărul 4. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare interesant ceea ce facem noi aici la Stax, dați like, abonați-vă și rămâneți cu noi să vedem și alte materiale interesante despre Jeep, despre Toyota, mașini modificate și review-uri de mașini, noi sau second hand, pentru că o să fie o perioadă în care încercăm să filmăm foarte mult pentru a acoperi și partea de iarnă, unde toată lumea are mașini parcate și nu prea se merge cu ele.